Bine te-am regăsit la o nouă lecție de gramatică. Astăzi vom discuta despre topică și punctuație, propozițiile circumstanțiale. Mai întâi, să vedem ce înseamnă conceptul de topică, la ce se referă el. Și el se referă la ordinea cuvintelor în propoziție sau a propozițiilor în frază. Astăzi ne vom ocupa de ordinea propozițiilor în frază. Și trebuie să vedem care sunt circumstanțialele despre care vom discuta. Vom discuta despre circumstanțiala de loc, circumstanțiala de mod și circumstanțiala de timp. Iată câteva exemple de enunțuri. Pisica mea doarme oriunde dorește. Matei ar pleca cât poate de repede. Unde i s-a arătat, acolo a mers. Tom și Jerry se poartă ca și cum ar fi dușmani. Melcii se ascund în orice loc găsesc umbră. Aleargă noaptea prin pădure fără să-i fie frică de urși. Va intra pe scenă după cine dansează acum. Când am ajuns acolo, venise multă vreme. Înainte de a trece mai departe, poți să încerci să identifici ce fel de circumstanțiale avem în aceste fraze. Vor fi circumstanțiale de mod, circumstanțiale de timp și circumstanțiale de loc. Hai să vedem. Oprește videoul și încearcă să identifici circumstanțialele. Eu voi trece mai departe cu lecția și vei putea să te verifici. Hai să vedem. Iată, Matei ar pleca cât se poate de repede. În această situație, această primă propoziție este o circumstanțială de mod. Arată modul în care ar pleca Matei. Pisica mea doarme oriunde dorește. În cazul acesta, pot să întreb unde doarme pisica mea, oriunde dorește. Și iată o circumstanțială de loc. Unde i s-a arătat, acolo a mers. Iată, în cazul acesta am o circumstanțială de loc. Unde a mers? Unde i s-a arătat? Tom și Jerry se poartă ca și cum ar fi dușmani. Cum se poartă? Da, ca și cum ar fi dușmani. Circumstanțială de mod. Melcii se ascund în orice loc găsesc umbră. În această situație, unde se ascund, circumstanțială de loc. Aleargă noaptea prin pădure fără să-i fie frică de urși. Cum aleargă? Păi, fără să-i fie frică. Circumstanțială de mod. Va intra pe scenă după cine dansează acum. Când va intra pe scenă? După cine dansează acum. Iată, o circumstanțială de timp. Și când am ajuns acolo, venise multă lume. Încă o circumstanțială de timp. Când venise multă lume? Când am ajuns acolo. Așa cum poți observa, în așezarea circumstanțialelor, de obicei, observăm că acestea se așează după regent, postpoziție. Da? Însă, observăm că există și situații în care subordonata se așează înaintea regentei. Să începem cu propoziția circumstanțială de loc. Iată, de obicei o așezăm după propoziția regentă. Da? Avem mai multe exemple. Și iată, în momentul în care, da, avem un corelativ adverbial din regentă, în cazul nostru acolo, da,
În această situație, când corelativul adverbial din regentă se află chiar lângă adverbul relativ, da? De obicei nu se folosește virgula, ca în cazul l-am așteptat acolo unde mi-a spus. Însă, dacă subordonata exprimă o informație suplimentară, un adaos care explicitează corelativul adverbial acolo, atunci voi fi nevoit să folosesc virgula. Da? L-am așteptat acolo, unde mi-a spus. Bineînțeles că putem să avem o circumstanțială de loc și așezată înaintea regentei. Iată două exemple unde i s-a ordonat, a mers, nu unde voia el. Unde l-ai pus, acolo îl vei găsi. Când circumstanțiala de loc este așezată înaintea regentei și are corelative adverbiale în regentă, aceasta se desparte obligatoriu prin virgulă. Iată situația de mai jos. Da? Dar, în prima situație, observați că am folosit de asemenea virgula. De ce? Pentru că, în această situație, circumstanțiala de loc este reliefată, efectul de a amplifica, de a pune accent asupra circumstanțialei de loc. Și, în momentul acesta, observăm că intră într-o opoziție cu un element din regentă, unde i s-a ordonat a mers, nu unde voia el. Da? Observați că avem aici o opoziție. Propoziția circumstanțială de mod. De obicei o folosim după regentă și nu o separăm prin virgulă de acesta. Dar să știți că există și situații în care o folosim înaintea regentei și o separăm prin virgulă. Hai să vedem. Acest exemplu îmi arată, da, că folosesc propoziția circumstanțială de mod după regentă. Iată, Matei l-a ajutat precum ar face un adevărat prieten și hamsterii mănâncă oricât vor. Propozițiile noastre circumstanțiale de mod sunt așezate după regent, da? Și nu le-am separat prin virgulă. Iată alte patru exemple. Bun. În care avem propoziție circumstanțială de mod așezată în fața regentei, cât și în spate. Dar, hai să vedem care este particularitatea acestora. În momentul în care avem structuri corelative, precum așa, cum, atât, cât, sau cu cât, cu atât, pe cât, pe atât. În momentul acesta, trebuie să separăm circumstanțiala de mod prin virgulă. Da? Iată, facem separarea prin virgulă. Bineînțeles, există și excepții. Hai să vedem. În momentul în care conectorul cum sau conectorul cât urmează imediat după corelativele așa și atât, da, din regentă, cele două propoziții nu se separă de obicei prin pauză marcată în scris prin virgulă. Dar, rar, putem întâlni și construcții în care modala, urmând după corelativul din regentă, este izolată prin virgulă, semnalată, da? Așa cum o vedeți aici. Această posibilitate arată că propoziția modală este o adăugare suplimentară care explicitează corelativul așa sau atât. Propoziția circumstanțială de timp. În general, aceasta are o topică liberă în enunț, putând fi așezată după sau înaintea regentului.
Iată câteva exemple. Pisica mea doarme când dorește. Când dorește, pisica mea miaună. Totuși, putem să vorbim de o preferință pentru o anumită poziție în funcție de raportul semantic pe care circumstanțialele temporale îl stabilesc. Hai să vedem. Iată. Matei a găsit un pisoi în timp ce alerga prin parc. Mi-a vorbit până ce s-a deschis ușa. În această situație, temporalele de posterioritate se află mai frecvent după propoziția recentă. Da? Mi-a vorbit până când mi-a vorbit, până s-a deschis ușa. Iată încă un exemplu. Cele de anterioritate apar mai frecvent înaintea recentei. După ce a dormit, a pornit din nou la drum. În situația nici nu a intrat bine în casă când a și început furtuna, în momentul acesta avem temporale care de fapt se supun unor restricții de topic. Hai să mai vedem un exemplu. Abia ne-am așezat la masă când Dan ne-a dat o veste tristă. Așadar, temporalele care au drept corelative în regentă elemente precum abia sau nici, nici nu, ca în exemplele de mai sus, iată aici, aceste temporale trebuie obligatoriu postpuse regentei, deci trebuie să se afle după regentă. Da? Să recapitulăm. În general, temporalele au topică liberă, da? Iată primele două exemple. În momentul în care avem o temporală de anterioritate, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că timpul exprimat de circumstanțial se situează înaintea timpului exprimat de verbul recent. Deci în momentul în care avem anterioritatea, iată, putem să așezăm propoziția temporală înaintea regentă. Aici, da? În momentul în care avem posterioritate, pe ele le așezăm de obicei după regentă. Da? Bun. Mergem mai departe. Când avem acele temporale cu corelative, da? Ele trebuie să se afle neapărat puse după regentă și, bineînțeles, observăm că le folosim și izolarea prin virgulă. Iată, atât în postpunere cât și în antepunere, circumstanțiala de timp poate fi izolată de regent prin virgulă. Această separare prin virgulă depinde de legătura mai puternică sau mai slabă, care se stabilește între circumstanțiala temporală și regentă. Hai să vedem exemple. Când am ajuns acolo, se adunase multă lume. Sau? Când am ajuns acolo, se adunase multă lume. Da? Iată, dacă avem o legătură mai puternică sau mai slabă, punem această virgulă. Când vom ști adevărul, atunci vom fi împăcați. Atunci vom fi împăcați când vom ști adevărul. În momentul în care avem corelativul adverbial atunci, da? Aflat la distanță de conectorul când, da? Vom despărți propoziția temporală prin virgulă de regentă. Da? În momentul în care corelativul nostru, da? De fapt conectorul când, va fi imediat după corelativ, de cele mai multe ori cele două propoziții nu se separă prin virgulă. De obicei, separarea prin virgulă, ca în acest caz, aduce o explicație suplimentară după pauză. Îți mulțumesc pentru atenție!
Dacă ai nevoie de informații suplimentare, iată bibliografia. La revedere!